Momente de panică pe A13 Italia. Un autocar care plecase din Roma cu destinația România s-a răsturnat cu 52 de persoane la bord. S-a întâmplat la intersecția cu autostrada A4 spre Milano. Poliția rutieră a intervenit luni 16 ianuarie 2023 în jurul orei 13 pe A13 la intersecția cu A4 spre Milano. Un autocar care plecase din Roma și se îndrepta spre România s-a răsturnat. La bord se aflau 52 de persoane, adulți și copii, de naționalitate română. Autostrada a fost închisă temporar pe tronsonul afectat de accident în direcția Milano pentru a permite sosirea cât mai rapidă a serviciilor de salvare, pompieri și ambulanțe, dar a fost redeschisă în urmă cu câteva minute. Intersecția rămâne închisă pentru operațiunile de recuperarea vehiculului și de restabilirea circulației normale. 4 persoane rănite au fost transportate la spital. Pompierii sosiți de urgență de la Padova, Mira și Veneția au pus în siguranță autocarul cu pasageri de naționalitate română și au ajutat la ieșirea persoanelor rămase în interiorul vehiculelor. Cei mai grav răniți au fost stabilizați de personalul medical al SUEM. 2 au fost transferați cu elicopterul, iar ceilalți cu ambulanța la spital. Operațiunile de salvare sunt coordonate de comandantul brigăzii de pompieri din Padova. Unul dintre pasageri ar fi suferit răni mai grave. Aproximativ 40 de persoane vor fi primite la stația de taxare din Padova Est, unde protecția civilă a sosit pentru a asigura alimente și produse de primă necesitate, relatează știrdiaspora.ro.